Bună dimineața tuturor! Astăzi e 12 noiembrie, e marți și în cele ce urmează vrem să vedem ce ne mai propune colega Victoria Zaharova. Bună dimineața, Victoria! Bună dimineața, dragi colegi, doamnelor și domnilor! Noi în această dimineață vorbim despre deșeuri, pornind de la ideea că puține dintre ele nu ne mai sunt de folos. Și dacă vrem să trăim într-un mediu sănătos, nu mai este suficient doar să separăm hârtia, sticla, plasticul și metalul. Dar putem să facem mai mult, putem să întoarcem în circuitul natural deșeurile alimentare. Despre cum putem să facem acest lucru, aflăm în această dimineață de la Gabriela Isaac, de la cofondatoarea proiectului Ask a Worm. Bună dimineața! Bună! Așa. În primul rând aș vrea să ne povestești un pic despre acest titlu tare ingenios pe care voi l-ați ales pentru proiectul vostru, Ask a Worm. Ideea noastră a fost că noi, ca orășenii, producem foarte multe deșeuri, din care mai mult decât jumătate sunt deșeuri alimentare. În același timp, solurile noastre, fiecare an, pierd tot mai mult din fertilitatea lor și cumva aceste deșeuri alimentare ar putea să fie folosite pentru a opri acest proces, pentru a contribui la fertilitatea solurilor. Și se știe că solul bun este cel în care trăiesc vermii. Și în așa mod, cumva, ne-am vrut să arătăm că, iată, vermile, râmile știu că deșeurile alimentare sunt bune pentru sol. Și cu ajutorul lor și cu ajutorul diferitor microorganisme, putem să ajutăm solurilor noastre. Adică întreabă un vierme și convinge-te. Spune-ne întâi de toate, care sunt deșeurile alimentare? Ce intră în ele? Deșeurile alimentare sunt tot ce îți rămâne la bucătărie, adică coși de cartofi, resturi de măr, tot. Inclusiv cu această metodă despre care povestim azi, pot fi compostate și lactatele, și resturi de carne, și resturi de pește, și celelalte. Adică tot ce îți rămâne poți să compostezi. Și spune-ne, unde ne aflăm noi în această dimineață? Ce se întâmplă aici de obicei? Da, deci aici noi ne aflăm la unul din cele trei puncte de compostare urbană, care sunt acum în Chișinău. Este un loc unde oameni din vecinitate pot să aduc deșeurile lor precompostate cu ajutorul bacteriilor. Și ce înseamnă deșeuri precompostate? Atunci când te gândești în mod ecologic și te gândești că poate ar fi bine să colectezi deșeurile alimentare separat, aproape imediat se cicnești cu aceeași problemă care se întâmplă și de la gunoiște. Deci la bucătăria ta încep să strângă muștele, miros neplăcut și te gândești, da, ce să fac în așa caz, și te oprești de strângerea acestor deșeuri. Aceasta este o istorie destul de populară, am avut-o și noi cu părinții mei, până am aflat de metoda de compostare bucașă, care vine din Japonia, și folosește niște microorganisme care, care se numesc bokashi. Și ele, denumirea această bokashi din japoneză, se traduce ca un fel de murătură. Adică deșeurile nu putrezesc, dar sunt murate. Deci eu din ce înțeleg aici, la acest punct de colectare a deșeurilor, oamenii pot să aducă deșeurile alimentare în forma lor inițială. Inițială, dar murată. Adică cum, atâta timp când deșeurile stau la apartamentul tău, ele nu ți încurcă. Ele nu miroase, nu atrag muștele. Și cum se murează deșeurile? Pentru că tu ai adus aici tot echipamentul. Avem un coș de gunoi pe care cei care vor să composteze deșeurile îl primesc de la voi contra unei sume de bani. Cum se întâmplă? Deșeurile alimentare trebuie să fie strânse într-un recipient. Nu neapărat trebuie să fie căldare asta, trebuie să fie o căldare ermetică, care se închide. Dacă oamenii doresc, pot să ia aceste căldări de la noi. A doua chestie importantă sunt anume tărâțele. Tărâțele inoculate cu bacteriile eficiente. Aici sunt drojdiile, lactobacile și bacteriile purpurii anaerobe, care în ansamblu taman contribuie la rezolvarea acestor probleme pe care noi le aveam cu deșeurile alimentare. Deci dacă în locul acestui coș puteți să folosiți oricare altul, aceste tărâțe, din ce am înțeles, este greu de găsit. Cu prieri de rău, de asta noi le facem, dar dacă cineva le găsește din străinătate sau începe să le aduc, de ce nu? Sau să le facă singur. Deci noi le facem, noi luăm aceste bacterii în formă de soluție și inoculăm tărâțele obișnuite locale.
Și după ce deșeurile alimentare au fost compostate, au fost precompostate, au fost aduse aici spre compostare, voi le duceți unde mai exact? Și la ce sunt ele benefice? Să mai spun scurt despre proces, dar câteva minute. Da, deci care idee? Deci deșeurile alimentare se pun în straturi în căldare și se presoară cu o leacă de tărâțe. Și aceste tărâțe le murează și pe urmă rămâne doar un miros de pâine, într-un fel, da, adică așa o leacă creșor. Adică scăpăm și de o mare problemă, mirosul gunoiului în casă. Mirosul, da, și gazele de seră, fiindcă aceste bacterii tăman consumă gazele de seră care se produc acolo. Odată ce deșeurile stau liniștit în căldare, oamenii pot să le aducă sau la punctul de compostare, sau la vilă, la țară, unde doresc ce pot să facă. În aceste coșuri de compostare, ele se amestecă cu frunzele și tăman ar putea să se rezolve două probleme urbane, adică problema frunzelor, care trebuie să fie duse undeva, și problema deșeurilor alimentare. Deșeurile alimentare sunt bogate în azot și frunzele sunt bogate în carbon. Și tăman împreună se primește un îngrășământ perfect, pe care noi putem să folosim local, adică sau oameni din vecinitate pot să-l ia pentru plante, sau chiar și pentru îmbunătățirea solului aici în preajmă. De exemplu, aici am putea să dăm niște mâncare bună la acest copac. Să se crească mai bine. Și din ce am înțeles eu, acei oameni care, de exemplu, nu stau la bloc, dar stau la curte și își doresc să folosească propriul lor compost, nu e obligatoriu să-l aducă aici dacă primesc tărâțele. Pot să prepară acest îngrășământ acasă și apoi să-l folosească în grădina lor. No, ca tare, dacă ai o grădină, în principiu, chiar nu ai nevoie de aceste bacterii, adică ele sporesc procesul, contribuie la mântirea lui, dar în principiu se poate, puteți să nu vă complicați, puteți să faceți compost obișnuit, compost fierbinte. Aceasta este soluție, în primul rând, pentru rușeni care chiar n-au ce face cu deșeurile lor și nu pot să le aduc în fiecare zi în grădină. Gabriela, și pe final, tare scurt, spune-ne de ce e important să facem asta. Este important, în primul rând, ca să reducem cantitatea deșeurilor noastre care ajung la gunoiște, să reducem amprenta noastră personală de carbon, fiindcă deșeurile alimentare emană foarte multe gaze de seră, să facem un îngrășământ bun și să ne ușurăm viața, fiindcă în așa mod poți scoți gunoiul mult mai rar. Noi îți mulțumim tare mult că ai venit în această dimineață și ne-ai povestit despre această metodă tare interesantă și nu prea populară, deși e păcat că multă lume nu știe de ea. Și dacă vreți și voi să participați la un mediu sănătos în preajma voastră, tot ce trebuie să faceți este să intrați pe Facebook chiar acum, să intrați pe pagina Ask a Worm, să dați un like, să dați un follow și acolo să aflați cum puteți să primiți și voi aceste bacterii, să transformați deșeurile în compost și să aflați multe alte informații benefice pentru sănătatea și mediul nostru înconjurător. Atât de aici, dragi colegi, aveți legătura!